Bine v-am găsit, este a treia conferință de presă a noii serii inaugurate de Consiliul de Coordonare a Profesiilor de Specialitate ale Partidului Național Liberal și faptul că facem această conferință de presă aici în sediul Uniunii Sociale Liberale este un semn că am început și coordonarea la nivelul Consiliilor de Specialitate ale Uniunii Sociale Liberale. Această conferință de presă care urmează celei pe temele energiei și celei pe temele sănătate se referă la o chestiune extrem de importantă cea absorbției fondurilor europene, o temă cu atât mai importantă cât ea premerge intrării României în dezbatere privind următoarea perioadă bugetară 2014-2020, coincide cu semnarea de către România a Tratatului de Stabilitate și, din păcate, vine într-un moment în care asupra economiei României se adună din nou noi norvegii, iar pentru această chestiune să vă spun eu la câteva cuvinte. Am lângă mine două persoane care sunt profesional autorizate în această privință. Este doamna Ramona Mănescu, deputat în Parlamentul European, și domnul Adrian Ciocănea, care a condus multă vreme departamentul de afaceri europene. Am să dau cuvântul întâi doamnei Ramona Mănescu și dânsa vă va vorbi despre stadiul de absorbție fondurilor europene și despre ceea ce ar trebui făcut în perioada următoare. Te rog. Thank you.
utilizarea rămâne aceeași ca și în cazul lui Nico, dă bani primarul de vedere pentru campanie electorală, în lucru cât se poate de dăunător, mai ales că în momentul de față, licența numărul 1 a României este asociația comunului proiectării, nu numai pentru că spune Comisia Europeană, dar mai ales pentru că de asta depinde și alocarea bugetară viitoare pentru și nevoile reale ale celor.
mulțumesc foarte mult că observați cât de mult respectăm presa, că nu clintim cu un milimetru microfoanele din locul în care sunt așezate și în altii mai bine. În ceea ce privește chestiunile ridicate de doamna Mănescu privind cofinanțările, este surprinzător că Guvernul României folosește o resursă care este, care există chiar în acest scop. E vorba de un credit pe care noi l-am atras în toamna anului 2008 de la BEI, Banca Europeană de Investiții, 1 miliard de euro care să fie exclusiv destinați cofinanțărilor. Din această sumă, cea mai mare parte a rămas necheltuită. Utilizând acest credit, am putea rezolva o mare parte din necesarul de cofinanțare, știut fiind că, cel puțin la nivelul administrației locale, procentul pe care trebuie să-l aducă de contribuție primăriile este relativ mic, chiar dacă pentru bugetele primăriilor este mare. Astfel încât atragem atenția Guvernului că aceste posibilități există și creditul obținut de la BEI ar putea să fie o soluție. În al doilea rând, atitudinea aceasta ambiguă a Guvernului privind relația cu Uniunea Europeană este pentru noi de foarte rău augur pentru viitorul României în deceniul acesta. Atragem foarte serios atenția Guvernului că limbajul acesta dublu privind apartenența europeană devine un pericol pentru România. Nu poți pe de o parte să asumi tratatul de stabilitate și să-ți faci din el un mesaj de vocație pro-europeană, iar pe de altă parte toate măsurile pe care le iei să fie împotriva posibilității de a aplica acest tratat la România. Există această lipsă, cel puțin două teme. Una, dacă nu sporim gradul de absorpție la peste 50%, noi nu putem ratifica și aplica tratatul de stabilitate pentru România. Să fie clar. Pentru că tratatul de stabilitate este legat de PIB-ul potențial și nu putem majora PIB-ul potențial fără contribuția fondurilor europene. Astfel încât dacă acest guvern nu e în stare să accedeze absorpția fondurilor europene, să asume faptul că semnarea tratatului a rămas exclusiv un gest de politică externă, fără nicio rezonanță în politica internă a României. Iar a doua chestiune. Dacă Guvernul României asumă o anumită politică salarială pe termen mediu, ea trebuie integrată în politica bugetară. Nu poți asuma în acest moment măsuri de politică fiscal-bugetară care se intre în vigoare de la 1 ianuarie 2018 fără să le încadrezi în prevedere tratului de stabilitate. Noi vă putem spune încă de pe acum că obiectivul aplicării tratului de stabilitate de la 1 ianuarie 2013 este deja compromis. Și cu opțiunea noastră a USR de a aplica tratatul de stabilitate în momentul intrării în Europa, în zona euro, rămâne varianta cea mai credibilă. Al doilea lucru pe care vreau să-l aduc în discuție este o mică contribuție la proiectul primului ministru de a veni în fața Parlamentului la victoria primelor 100 de zile. Suntem după 2 luni și vreau să-i transmit primului ministru că bilanțul său după 2 luni este dezastros. Dezastros în ce privește creșterea economică. Primele sale luni de activitate au readus România în pragul recesiunii economice. 2. Că prezența unui nou guvern n-a avut absolut nicio rezonanță în ce privește investițiile străine, care au ajuns la un nivel halucinant de 1 euro pe locuitor. Și 3. Că asistăm la o execuție bugetară dezastroasă. Februarie 2012 a fost cel mai negru februarie din 1994. Iar programul primului ministru de mobilizare a administrației fiscale pentru a aduce în plus 2 miliarde de euro a fost eșuat și în consfințirea eșecului a fost făcută chiar de domnul Blejna, șeful ANAF,
care a declarat că pe primul trimestru s-au colectat 850 milioane de euro mai mult decât în primul trimestru al 2011, ceea ce arată că stăm mai prost ca anul 2011, când au colectat 200 milioane de euro în plus față de 2010. Cu alte cuvinte, nu numai că am colectat 2 miliarde de euro în plus, dar am colectat chiar mai puțin, dacă avem în vedere evoluția nominală a PIB. Toate aceste motive, credem noi, acest guvern trebuie să plătească pentru ceea ce face. Dar nu înțeleg de ce trebuie să plătească România deceniului 2 al secolului 21 pentru asta. Pentru că ce se întâmplă astăzi va costa foarte scump România. România va primi proporțional cu mărimea sa mai puțin bani după 2014. Și este responsabilitate integrală a guvernării PNL. România nu își va selecta corect prioritățile și vom ajunge iarăși ca să cheltuim cu tot din adinsul banii să facem bani la asta. Și din păcate, România va pierde din banii pe care îi avem de luat în 2013, pentru că Uniunea Europeană, pur și simplu, nu va mai aștepta sfârșitul exercițiului bugetar, ci ne va tăia de la început din bani. Și doamna Mărescu a și evocat aici câteva cifre, care sunt enorme la tot la fundul României. Și vă mai dau privința asta de un singur detaliu. Până la sfârșitul lunii iunie, guvernul ar fi trebuit să restructureze activitatea ANRMA, și UCVAP, nu știu ce vă spun din asta, indicativele astea, UCVAP înseamnă Unitatea de Control și Verificare a Achizițiilor Publice. Iar ANRMA e instituția care se ocupă de acest lucru. Și Uniunea Europeană, într-un document de la începutul lunii martie, pe care guvernul o ține secret, ne-a spus răspicat că dacă nu facem acest lucru, consecințele asupra nivelului fondurilor alocate în România vor fi imediat. Dau în continuare cuvântul domnului Adrian Ciocănea, care vă va spune cum este reprezentată România pe harta instituțională a Uniunii Europene și cum stăm cu încadrarea în etapele necesare pentru proiectul bugetar viitor. Adrian, te rog, la pupitru. În general, tematicile de atacuri europene au fost complet neglijate. Ele lipsesc de ani de zile și, de fapt, și noi lipsim, pentru că am încercat să nu creăm probleme în plus acestui domeniu care există. Astăzi am trei teme foarte scurte și care se referă la faptul că, în momentul de față, ideile România stă bine, bine reprezentată, care oameni care ocupă poziții importante în Comisie, că avem agenții europene de centralizate, este fals. La după cunoștință că România a pierdut singura poziție de director general al Comisiei, pentru că cei care au fost înscriși la acest concurs s-au retras. De acum înainte, cele două poziții ale României și Bulgariei care se află în aceeași situație, au fi pus la dispoziția tuturor statelor membre. România a avut, așa cum se numește în termeni tehnici, UE2, respectiv, Bulgaria a avut un director general adjunct și România un director general public. Faceți dumneavoastră o comparație cu celelalte state membre, conform unor date pe care le avem. Germania are 10 directori generali, adică 5 directori generali și 5 adjunți. Italia 6-2, Franța 5-3, Marea Britanie 5-2, Spania 3-4, nu avem niciun. Avem director general adjunct totuși. Pe scurt, v-am atașat și conferința de presă a Fătătorului de Cuvânt pentru a nu fi pus în situația să exprim mai mult, din care se relevă faptul că Comisia regretă această chestiune. De unde vine această chestiune? Din faptul că actualul guvern și precedentul au oprit programul de pregătire pe care noi l-am început pentru potențialii ocupanțe ai pozițiilor de timp, în vederea spune și senior de niciodată la Comisie. Adică echivalenții directorilor din ministere, echivalenții secretarilor de stat, cam așa e echivalența. Au oprit programul ăsta pe care îl începuse, împreună și cu Ministerul de Externe. Ca urmare, totul a fost la întâmplare. Ocuparea posturilor au fost inițiative personale ale cetățenilor români, în privință cu aceste poziții. Guvernul și chiar comisarii nu au dat un mandat de ajutor suficient de
state membre care au, multe dintre ele, am venit aici la ONU, care au așa numitele organisme sau agenții descentralizate. Și amintesc că s-a anunțat cu mare, cu mare succes că România are un vicepreședinte la Agenția de Reglementare în Energie. Noi am pierdut agenția. N-am câștigat vicepreședinte. Vă să zic că uitați să văd ce important este în cadrul pachetului energie, pe care a fost mărire, s-a făcut mărire de Dumnezeu la Ucrania, cu povestea de pescă, acum o săptămână. Ce e important aceste, această agenție pentru a vedea cum stă România și a eventual afla lucruri mai repede decât ar fi normal, dar decât ar fi, să spunem, util, pentru că putem negocia mai ușor, putem afla lucruri mai interesante, pentru că avem acolo oameni care sunt români și cu care putem discuta mai ușor decât cu ceilalți, pentru că avem informații suplimentare. Vreau să fie clar acest aspect. Pentru că trebuia să aibă sediul la București, nu? Sediul într-o țară este extrem de important pentru că dă semnalul importanței domeniului pentru țara respectivă. Prima agenție pe care am pierdut-o în cursul guvernării noastre a fost, trebuie să recunoaștem, Institutul European de Tehnologie care s-a stabilit în Ungaria. A fost o dezbatere puternică pe această temă, dar începuse foarte puternic să avem lobby pentru agenția aceasta pe care am făcut-o. Deci dacă citiți pe site-urile de informații, un succes al României este un mic succes al României. Regretăm acest lucru, pentru că pe problema energiei chiar aveam date. La Comisie ne lipsesc reprezentanții în DG-ul de procedurare foarte important. Nu avem la piața internă. Din păcate, în România, piața internă nici nu prea e bine discutată. Imaginați-vă doar că cei care doresc permanent să ocupe aceste directorate sunt cei din Marea Britanie. Puteți să vă dați seama ce important este domeniul în general. Nu avem niciun fel de reprezentat în directoratul de informatică. Apropo de discuțiile cât de importante pentru România acest domeniu. Nu avem în impozitare și un evamală. Și până la urmă, nu avem nici măcar la concurență, unde chiar ar fi important. Iată deci că o serie de evoluții pe care eu le-am explicat în preambul și nu le repet, au ajuns să ne plaseze într-o situație nu foarte plăcută, nu pot să spun că e o situație gravă, mai puțin de plăcută, pentru că nu putem continua. Pe scurt, în domeniile unde avem reprezentanți, și iată dau exemplu agriculturii, avem cu cine negocia, dar avem ce negocia. Pentru că s-a ales acest domeniu, ca amintiți cum, direct, fără nicio discuție cu partide parlamentare sau cu altcineva. Iar politica agricolă comunitară este greu de modificat. Deci unde avem cu cine negocia, nu avem prea mult ce a negocia. Iar unde am putea să negociem ceva, nu avem cu cine, pentru că avem reprezentanți. Vreau să fac aici o clarificare. Când vorbesc de negociere, vorbesc de principiul Comisiei, că atunci când statele membre își trimit oameni la Comisie, ei sunt în țara respectivă, deși sunt funcționari europeni, și mai ușor dezbați cu un cetățean, cu un resortizant, cum se spune, din țara ta, probleme care cultural reprezintă chestiuni care trebuie introduse în arhivul comunitar. E bine, aș merge mai departe cu a doua opoziție și foarte scurt am să și închei. Nu fac trimitere nici la persoane, mai mult la instituții. Cred că guvernul, după cum știți foarte bine, a renunțat să discute cu opoziția pe problemele politici publice care provin din politicile europene. Un exemplu fundamental aș vrea să spun este că guvernul României nu mai are politică industrială, document de politică industrială, care a expirat în 2008. Cum Comisia nu are atribuții nete în acest domeniu, totuși nu a făcut, să spunem, solicitări de tip infringement, dar România trebuie să aibă acest document pentru că e util pentru investitori. Pe de altă parte, s-a înființat un Consiliu Național de Competitivitate, care este condus de două doamne, nu o să veți vedea de cine e condus, și care, în momentul acesta, nu are pe listă invitați partidele politice. Și e trecut în lista invitaților și am adăugat-o aici, ca să o vedeți, să credeți că eu am fost intenționat să rău proiectă, e trecut Parlamentul României și Parlamentul European. Partidele nu au fost chemate. În România există două documente oficiale importante, esențiale. E vorba de Programul Național de Reforme, PNR, și e vorba de pentru statele care nu sunt membre în zona euro, de programul de convergență. E bine, PNR are obligația din partea statului membru să fie discutat cu cei interesați, cum se spune. În prima lui formulare pe care am realizat-o
sub conducerea departamentului pe care l-am propus, am umblat după acest program de la președinție până în Parlament și până la partide permanent. În clipa de față, noi nu știm ce conține acest document exact. În niciun caz nu este o negociere în sensul obiectivelor. Vreau să spun că printre obiectivele spuse de către Consiliul de Competitivitate este cercetarea. Dau exemplul acesta pentru că din cele 12 obiective s-a anunțat că cercetarea este esențială. Și v-am spus că cercetarea în zona de parteneriate, programele importante de cercetare, nu mai primește doar din 2008. Dar este trecută ca program prioritar. Iar inovarea nu mai primește doar din 2008. Abia anul acesta s-a născut programul CEPUS pentru inovare, care este din timpul pentru că aduce o primă de 10.000 de euro pentru firmele mici și mijlocii. Vă dați seama ce tot face. În fine, ultimul subiect legat de calendarul de care a făcut aici apropiere și doamna Mănescu și doar așa. Vă anunț că, pentru informarea dumneavoastră, că la sfârșitul anului acesta, în luna, între luna octombrie și decembrie, programele operaționale vor fi fost terminate. Deci, poate cu voastră ar trebui să încep ca știre din zona asta. Avem un calendar care nu știu dacă vom fi în data de proces, la discuții. Dar știți sigur că acest calendar arată că programele operaționale, acestea pe care le vom face în viitor și pe care, ca echivalente în proces, vor fi gata, creionate, deci noua putere se va trezi în fața unor obiective pe care nu le cunoaște exact, le vor merge. Pentru că nu e clar dacă vor fi invitați la discuții. Și vreau numai să fac o mică precizare ca să înțelegeți ce mizare acest lucru. Înainte de a se forma primul set de programe operaționale, pregătirea României a fost făcută pentru un altul efort care s-a încheiat cu un document, se chema Programul Național de Dezvoltare a României, PNDR. Să nu facem confuzie cu PNDR-ul de turmul, parcă, acela care l-a urmat. Acel PNDR, un document extrem de puternic, din punct de vedere al analizei, a avut o mare greșeală în finalul său. A elaborat nu numai obiective, ci și multe eligibilități. Viciul pe care îl vedem acum în consumul, în costurile, în cheltuielile pe banii publici, de legătură cu celebrele parcuri și așa mai departe, se din cauza faptului că oamenii au urmărit mai multe eligibilități decât obiectivele. Ca urmare, în momentul acela, n-am știut să facem o ierarhizare a priorităților și un control al lor, apropo de politicile publice. Acum, iarăși nu vom putea face acestea, deși, deoarece, deși atunci ne-am consultat și n-am știut, acum știm și ne vom consulta. Iată probleme de afaceri europene, aș putea să iei pe chestiuni mult mai relevante, dar modul nostru și al meu de a trata acest subiect al afacerilor europene este mult mai echilibrat și trebuie să fie mult mai echilibrat, pentru că acest subiect este sensibil, este un subiect care ține de interesul național și trebuie să sprijinim această instituție, Ministerul Afacerilor Europene, criticându-l în zona echilibrată, pentru că acest minister și închei nu poate, după părerea mea, să rezolve problema aceasta a îmbunătățirii absorbției, motiv de simplu. Odată că nu poate modifica regulamentele europene, pentru că ar trebui să schimbe întreaga arhitectură pe care o știți și dumneavoastră. Al doilea, pentru că, din păcate, cultura guvernului a închis acest minister într-o colibie de aur și îl prezintă doar atunci când presa critică în mod exagerat, adică sunt mult în evidență defectele care apar. Acest minister nu are o putere politică suplimentară pentru că, în totul de neînțeles, de când s-a manifestat ca departament în același guvern, primul ministru l-a pasat la viceprim-ministru Marco Bela și Marco Bela l-a pasat apoi la primul ministru Emil Boc, pentru că nu a avut puterea să se pună în putere de decizie. Ca urmare, în România s-au creat doi poli de putere, doi poli de decizie, vreau să știți care e al doilea, motiv pentru care și pozițiile, și politicile naționale au avut de suflet. În timpul a spune că afacerea europene reprezintă afaceri interne, nu afaceri externe. Sunt la un atribut al primului ministru care răspunde în spatele programului de guvernare de obligațiile europene. Ca urmare, e binevenită orice contribuție prejudicială la afaceri europene, în măsura în care această intervenție poate fi susținută prin politici interne, din politici publice. În măsura care nu poate fi susținută, ar putea să creeze chiar dificultăți atunci când România este obligată să fundamenteze poziția oficială de negociere. Poate că într-un viitor, să zicem, asociat, dacă se va câștiga alegere și eu sper să le câștige,
Vom începe din nou și dumneavoastră, poate că unii știți, poate alții ați participat, la discuțiile de la Centru Info Europa, care nu mai sunt de mult o prioritate astăzi, pentru că de-a lungă, că nu mai știe ce înseamnă Uniunea Europeană în bunele și rele. Mulțumesc foarte mult, domnule Ciocan. Așadar, un program care a început în luna martie și care trebuia să discuteze cu consultarea cu partenerii sociali, cu partidele politice, nu a început. Deja luna martie s-a încheiat, suntem în luna aprilie. Ar fi trebuit ca în luna martie ministerele să înceapă și evaluările sectoriale. Nu avem cunoștință că așa ceva să se întâmple. Și ar trebui ca acest lucru să se încheie în aprilie și să știm și noi, din perspectiva sectorială, care ar fi aceste priorități, astfel încât în luna mai să începem dezbaterea privind priorității dezvoltate. Este stran că un partid de guvernământ, creditat cu ceva peste 10% în sondaje, dorește să păstreze monopolul în ceea ce privește liniile strategice până în anul 2020. Abia acesta ar fi un fel, o formă de subminare a intereselor economiei naționale, când în vreme cineva care nu are legitimitate nici politică, nici socială, își alogă dreptul de a avea monopolul acestor strategii, consecințele probabil fiind vătămătoare pentru corelarea României la cele 11 linii strategice europene. Noi vă mulțumim și vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Vorbiți de comunitate de cofinanțare și de mesajul de acest aspect. Primul meu anunță săptămâna aceasta de Bărășești, era un nou fond de agent de dezvoltare care se numește dezvoltare privatize, așa cum s-a întâmplat în 2006. Întrebarea este, mai știu, unde are secretomanie în jurul acestui fond, acum care e situația lui dumneavoastră, fost ministru al economiei și finanțelor. Mai știți? Lucrurile au fost așa. Noi am creat acest fond pentru ca el să servească finanțării unor mari investiții. Acest fond ar fi fost extrem de util până în 2007. După anul 2007, potrivit metodologiilor europene, utilizarea banilor din acest fond majora deficitul bugetar. Așadar, dacă noi prin privatizare trecem la cumpărăminte, am avea norocul ca firma respectivă să facă rost de bani și să-i dea 200 de milioane de euro. Dacă ele intră în fondul de dezvoltare, ar putea fi folosiți cu condiția să tăiem 200 de milioane de euro de la sănătate, de la educație sau de la alte investiții publice. Pentru a păstra deficitul de 1,1%. Așadar, fondul de dezvoltare devine operațional abia în timp în care exercițiul bugetar este relaxat și deficitul anual este mult mai mic decât cel aprobat de Parlament. Ceea ce nu a fost deloc cazul ultim. Am înțeles că acest prim-ministru a reluat și el tema banilor de la banca comercială. Vreau încă o dată precis. Că utilizarea acestor bani în a doua jumătate a anului 2008 și vreau să spun prin asta în același timp că o parte din bani au fost utilizat și de predecesorul meu și de urmașul meu. Deci nu este o manevră pe care am făcut-o doar eu. Acei bani am economisit pentru România până în clipa de față între jumătate de miliard și miliard de euro. De ce? Am utilizat acei bani pentru finanțarea datoriei publice într-un moment în care băncile majoraseră foarte mult dobânzile de refinanțare. Și din la recomandarea Băncii Naționale a României socotind că îi voi pune la loc atunci când dobânda se va reduce. Opțiunea mea a fost corectă, pentru că după 3 luni dobânzile de pe piețele financiare s-au redus de la 25-30% cât erau în toamna anului 2008 la 10-12% în primul trimestru 2009. Problema este însă că noul guvern a fost atât de sufocat în propriile eșecuri și a avut o nevoie de refinanțare atât de mare, încât n-a mai avut nici răgazul și n-a mai avut nici dorința de a pune acei bani. Acei bani există acolo ca poziție,
ei trebuie puși la loc. Faptul că i-am folosit atunci fără să iau bani de vigiliență a făcut ca România de atunci și până acum să nu plătească dobândă la acea sumă. Și dobânzile cumulate pe toți acești ani ar fi dus la o sumă între jumătate de miliard și miliard de euro. Oricum acei bani nu puteau fi folosiți pentru investiții care își majora deficitul bugetar, ce ar fi trebuit atunci să luăm bani. Așa că ce vrea să facă cu primul ministru este exact ceea ce e trecut în legea României, dar dânsul nu informează corect opinia publică sau nu știe că utilizarea lor majorează deficitul. Și în care aduc omagiu atât românilor cât și ungurilor.
a reușit să închidă o rană care putea să se cangreneze foarte periculos pe spiritualitatea românească, anume conflictul de la București în 1990. Felul în care societatea românească a închis acel conflict și a depuit acea rană, inclusiv prin invitarea la dialogul politic și comunităților naționale, a fost, după opinia mea, unul din marile succese după 1990. A zgândări această rană și a readuce tema aceasta exact la Târgu Mureș, într-un moment în care opinia publică românească oricum e sensibilizată de situația economică precară, de lipsa de sens și neliniștită de șirul de proteste din luna ianuarie, este o gafă politică uriașă. Un guvern care face asta dovedește că nu are deloc intuiția gravității momentului pe care îl trăim. De aceea noi depunem această moțiune de cenzură, tocmai pentru a opri ca această rană pe care am socotit-o închisă să se redeschidă. Nu știu cum vor argumenta colegii noștri de la Partidul Democrat ală poziția de a respinge această moțiune de cenzură. Nu știu din punct de vedere politic cum vor explica acest lucru, însă atât din punct de vedere al Registrului Național, cât în ceea ce privește nostalgiile, frustrările, temerile cu care am intrat în tranziție și de care am crezut că le-am depuit, ca și din punct de vedere emoțional, această moțiune de cenzură este o temă politică de prim rang. Și ea poate decide menținerea sau demiterea acestui guvern. Și dacă ceilalți colegi din Parlament gândesc ca și mine și gândesc în termeni Registrului Național și doresc să protejeze această țară de propriul său, de propriile sale deliniști, ar trebui ca această moțiune de cenzură să fie votată. Ar fi un semn pentru orice guvern viitor că trebuie să-și scoată pantofii la ușă atunci când se apropie de această temă. Și că vechile răni nu trebuie redeschise și lecțiile lor nu trebuie dat. Chestiunea nu este legată numai de parlamentarii din opoziție sau cei care se transferă la opoziție. Chestiunea de conștiință vine acum la parlamentarii puteri. S-ar putea ca unui parlamentar să rămână în grupurile parlamentare ale arcului guvernamental și totuși să voteze această materie. Și încă ceva, să știți că relațiile dintre actualul guvern și majoritatea parlamentară nu este o relație atât de osmotică, încât majoritatea parlamentară să ștege existența de acest guvern. După opinia mea, Mihai Răzvan Ungureanu va avea mari probleme să ștergă mandatul. Unele le creează chiar el, altele le creează acțiunea. Deci, vă rog să lecturați aceste documente, chiar dacă sunt foarte spectaculoase din punct de vedere politic. Puteți să adăugați